Presupun că cei care vizionați acest videoclip sunteți familiar cu ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, Avram, Isaac și Sara. Dacă nu vă spun pe scurt, Avram ajunge la o vârstă înaintată și totuși ajunge să-și îndeplinească visul de a avea un băiețaș pe Isaac. În ciuda faptului că l-a primit ca binecuvântare din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cere ceva terorizant. Îi cere să-și sacrifice băiatul ca și semn al credinței lui personale, al devoțiunii lui față de Dumnezeu. Kierkegaard ridică o serie de întrebări în cartea lui și Fearnchen. Și una dintre întrebări e dacă ai fi fost contemporan cu Avram, ce ai fi spus? Kierkegaard susține că el ar fi încercat să-l întoarcă pe Avram din drum și i-ar spune, uite, nu trebuie să faci asta, dacă Dumnezeu vrea să ia fiul, lasă să-l ia el. Să ia el viața, că nu-i greu. Nu fa asta. L-ar fi întors înapoi. De fapt, poate contemporanii lui Avram au spus că e nebun. Își vede prietenul că după atâta așteptare, la o vârstă înaintată, are un băiat și apoi vrea să-l omoare. S-au gândit poate că și-a pierdut mințile, era înaintat în vârstă. Poate a dat în demenție. O altă întrebare ar fi fost, spune Kierkegaard, dacă i s-ar fi profețit în tinerețe că va ajunge să experienteze o calamitate, o tragedie când se va căsători, s-ar mai fi căsătorit cu Sara? Kierkegaard, desigur, e inspirat de o poveste din o anecdotă din scrierea lui Aristotel, care spunea că la Delphi a fost o dispută politică născută într-o căsătorie ruptă, unde unul din vremea aceea a aflat de la ceva profeți din mitologia lor greacă, a aflat că avea să experimenteze, să treacă printr-o calamitate grea mai târziu în viață și înainte ca să o ia pe mireasă, a lăsat-o pe mireasă acasă și nu s-a mai căsătorit, pentru ca să nu treacă mai târziu prin calamitate, prin tragedia profețită, prevăzută de către profeți în viață. Kierkegaard ridică o serie de întrebări cu privință la Avram. Și desigur, putem să ne ridicăm și noi întrebările noastre. Dar Kierkegaard accentuează că, de fapt, ceea ce vedem în Avram este paradoxul credinței. Ce e ciudat e că ucigașul în lumea spirituală, vedem că ucigașul devine un om sfânt. Paradoxul credinței îți cere ca să, pe de o parte, are de-a face cu tine însuți. Ești îngrijorat de sufletul tău, de destinul tău și vrei să îl mulțumești pe Dumnezeu. Are un fel de egotism pentru binele tău. Dar în același timp, paradoxul credinței susține că prin ceea ce faci, prin actul pe care îl face Avram, de fapt, el caută să arate devoțiunea lui față de Dumnezeu, devoțiune totală. Kierkegaard susține că anticipat, înainte de credință, ceea ce are nevoie fiecare individ pentru a înțelege ce înseamnă îmbrățișarea eternității, acceptarea lui Dumnezeu, este o resemnare totală. În alte cuvinte, individul ajunge să realizeze că nu mai contează viața asta, ci contează doar Dumnezeu. Lucrul acesta este sumarizat în Luca, versetul 26, capitolul 14, care spune: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața,
nu poate fi un bun meu. Ați auzit? De copiii săi. Numai în resemnarea aceasta, în resemnarea infinită, zice Kierkegaard, vedem că individul este pregătit pentru credință, că tot ce este în jurul tău nu mai contează. În lumea de azi, adeseori, punem familia pe prim plan. E un subiect care trebuie dezbătut în alte videouri. Kierkegaard spune că ce se întâmplă în exemplul cu Avram și Isaac, vedem o luptă între ceea ce este etic, ceea ce este moral, ceea ce este bun și între ceea ce dorește Dumnezeu. Kierkegaard susține că ceea ce este etic, adică etica are de-a face cu ceea ce este bun și corect, în momentul când Dumnezeu îi cere lui Avram să-și ucidă fiul, vedem că Dumnezeu suspendă etica. Pentru un moment, individul, în resemnarea lui infinită, devine mai mare decât eticul. Avram nu se mai adupă etica care spune să-ți iubești fiul cu toată inima ta, să-ți protejezi fiul, copiii tăi. Avram se resemnează și e gata să-și ucidă copilul. În ochii eticii, ești neetic, ești un criminal, ești un ucigaș. Dar în momentul când Dumnezeu îți cere ceva, ceea ce îți cere poate transcende etica. Totuși trebuie să avem grijă. Pentru că nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă și să-și omoare copiii. Kierkegaard, de asemenea, menționează că ceea ce ne face ca Avram nu este uciderea copilului, ci este ascultarea de Dumnezeu. Așa că să nu cădem în ceva fanaticism, extremism, precum alte religii, care cred că dacă își sacrifică fiul, se uită la Avram și zice, uite, și el a făcut-o pentru Dumnezeu. Nu! Aceasta este lecția pe care o vedem acolo. Ceea ce vedem acolo e o ascultare totală. Și Kierkegaard listează alte lucruri pe care Avram așteptă 70 de ani după un copil și are copil. Pentru alții au un copil la 17 ani și se bucură o viață întreagă de el. Vedem un om care așteaptă, ascultă, un om care se supune lui Dumnezeu. Aș vrea să adaug că Kierkegaard însuși, la un moment dat, cred că a pus în aplicație, cel puțin unii speculează, că atunci când Kierkegaard și-a părăsit logodnica pe Regina Olsen, de fapt, Kierkegaard a încercat să facă ca și Avram. El a crezut că în același fel în care Avram a ridicat cuțitul și l-a câștigat pe Isaac prin a fi gata să abandoneze totul, Kierkegaard a crezut că prin a abandona-o pe regina Olsen, o va recâștiga pe regina Olsen. Însă destinul lor a fost unul diferit. Regina Olsen a ajuns să se căsătorească cu un matematician mai în vârstă și datorită faptului că ea deja, că după Kierkegaard, matematicianul a luat-o și s-a mutat în alt stat, în altă țară. Și Kierkegaard a iubit-o până la moarte, pentru că înainte de moarte spune tot ce am este a singurei femei pe care am iubit-o, Regina Olsen.